Cum a evoluat piața vocațională din județul Botoșani în ultimii ani? Evident că criza economică și-a pus amprenta și asupra aspectului pecuniar al avocaților, adică al onorariilor, cuantumul acestora, nivelul încasărilor, dar zic eu că, având în vedere că lumea este fluctuantă sub aspect economic în zonă, totul depinde de calitatea serviciilor. Am sesizat o accedere către serviciile strict profesionale, în special civil și comercial, dar clienții au ridicat ștacheta din punct de vedere al exigenței profesionale. Asta ce înseamnă? Înseamnă că la maniera în care este un duel puternic din punct de vedere al competiției economice pe piață, evident că și avocații sunt determinați să aprofundeze studiul și pregătirea. Deci un nivel academic, care evident în ultimă instanță își pune amprenta. Asta din punct de vedere civil, comercial, financiar. Din punct de vedere penal, lucrurile stau ca peste tot, fenomenele care sunt arhicunoscute. Aici n-aș putea să vă dau informații prea exacte, pentru că în general nu abordez cauze penale. Pe partea cealaltă, la care am făcut referire, sunt convins, deși onorarele sunt secrete, sunt convins că dacă serviciul este la mare înălțime, deci calitativ, din punct de vedere profesional, evident că onorarele pot să asigure deci o piață destul de consistentă. Dar zona, criza și, în general, situația financiară, economică generală și financiară, deci sunt cele care determină nivelul pieței. Deci se poate vorbi de specializare pe piața din Botoșani, au impus-o clienții? Deci n-au impus-o clienții, deci existența însă și determină această specializare, încă nu se poate vorbi de o supra-specializare, dar asta este realitatea. Deci specializarea este determinată tocmai datorită faptului că îți impune exigența în raportul cu clientul să abordezi doar acele ramuri la care ești competitiv. Care este relația pe care o aveți cu tribunalul și cum stați cu plata banilor pentru oficii? La Barou Botoșani, din informațiile mele, deci nu sunt probleme. Știu că mai sunt întârzieri, dar doar la nivelul unei luni de zile, ceea ce înseamnă că raporturile cu instanța este foarte bună. Cum ați remarcat sau cum ați privit intrarea în piață a noilor avocați? Cât de bun este nivelul lor de pregătire? A noilor avocați? Cei care intră în profesie. Cei care intră în profesie. Deci am sesizat, în primul rând, o pregătire destul de bună din punct de vedere academic, dar evident că practica este cea care își pune cuvântul și totul depinde de raporturile lor cu maestri. Și cum se transferă, se face transferul acesta de valoare, de experiență dinspre maestru înspre învățăcel? Deci pe cazuri concrete. De regulă, stagiarul stă pe lângă maestru, participă în instanță. Evident că stagiarii n-au voie să se prezinte decât la nivelul judecătoriilor și la urmărirea penală, evident, dar spun și din perspectiva ceea ce a fost pentru mine, depinde foarte mult de modul în care maestrul îl implică pe stagiar în cauzele sale. În ceea ce privește noul cod de procedură civilă, anticipați, eu știu, niște probleme în aplicare, cum credeți că vor sta lucrurile din toamnă? La care cod vă referiți?
la codul de procedură civilă. Da, deci am trecut în genere prin noul cod, am observat că se pune în aplicare începând cu 1 septembrie. Consider că, spre deosebire de codul vechi, abordează mai amplu problemele procedurale, dar, asta este părerea mea, este puțin lipsit de concizie. În general, un act normativ trebuie caracterizat de două mari principii, concizie și claritate. Consider că atât codul de procedură civilă cât și codul civil nu a găsit formula cea mai fericită în textele lor, în ceea ce privește abordarea instituțiilor, modul de a concepe textul în sine, deci vorbesc din punct de vedere al textului literar și chiar de multe ori și al noțiunilor specifice domeniului.